În data de 7 mai, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au acționat pe zonele cu risc rutier ridicat, precum și pe principalele artere din Timișoara pentru prevenirea accidentelor. În cadrul activităților au fost legitimate 120 de persoane, controlate 88 de autovehicule și 28 de motociclete. De asemenea, au fost aplicate 67 de sancțiuni contravenționale în valoare de 4372 de lei. Dintre acestea, 41 au fost aplicate pietonilor și 26 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor rutiere. Polițiștii rutieri reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor rutiere și a conduitei preventive.